frunză s-a desprins de pom și mâna mea, mână de om, s-a întins îndată, uite așa, și frunza a căzut în ea. Am stat privind la ea uimit și atâtea gânduri mi-au venit. Era o frunză dusă în vânt, spre a fi îngropată în pământ, dar a căzut în mâna mea și am zis, eu nu te voi lăsa, ci te voi duce chiar acum la casa mea și într-un album te voi păstra cu prețuire în cartea mea de amintire. Cu frunză în mână am pornit la casa mea și, în sfârșit, o frunză cum aveam, cu drag adesea o priveam și o păstram cu prețuire în cartea mea de amintire. Acum, privirea mi-o ridic spre tronul Harului și zic, Părinte, dacă voi cădea, luat de vânt în vreme grea și că cu sufletul înfrânt voi fi aproape de pământ, întinde-ți atunci mâna ta și lasă-mă să cad în ea. Mă spală de noroi și fum și pune-mă în al tău alun. Păstrează-mă cu a ta iubire în cartea ta de amintire, ca împreună cu cei vii să înverzesc în veșnicie. Amin. Amin. Domnule.